Fostul prefect de Gorj, Dan Ilie Morega, are un nou dosar penal. A urcat iar la volan și a fost implicat într-un accident. El a agresat și o jurnalistă care a vrut să-i ceară un punct de vedere. Arian, băiatul de numai 2 ani din județul Botoșan, care a supraviețuit singur într-o pădure mai mult de o zi, a fost astăzi externat. Naționala României a început pregătirile pentru campionatul european. Astăzi, tricolorii lui Eddie Iordănescu vor juca un amical cu selecționata Irlandei de Nord. Marius Săizu vă prezintă Focus. Bună seara, doamnelor și domnilor! Dan Morega s-a ales cu al 7-lea dosar penal. Fostul prefect de Gorj a fost prins din nou aseară la volanul mașinii sale, deși are permisul suspendat. În timp ce conducea, a lovit o altă mașină parcată. În cursul dimineții a convocat o conferință de presă. S-a ales și de aici cu încă un dosar penal pentru violență. A lovit și jignit o jurnalistă care îi cerea un punct de vedere cu privire la accident. Morega a ajuns la audier, de unde a fost preluat de o ambulanță și ar putea fi internat la psihiatrie. Ce am voi? Pentru că nu ești acreditată! Poftim! De ce mă împingeți așa? De ce mă împingeți? Așa va! De ce mă împingeți? Nu ești acreditată! Mă pocniți? Veniți încă! Aceste imagini au fost filmate în biroul fostului prefect de Gorj. Dan Ilie Morega a invitat jurnaliștii la o conferință de presă ca să le explice de ce a fost prins din nou conducând, deși are permisul suspendat. Iritat de întrebările unei jurnaliste, fostul prefect a lovit-o, a împins-o afară din birou și a înjurat-o. De ce ați dat în mine? De ce ați dat în mine? Jurnalista a sunat imediat la poliție și un echipaj s-a deplasat la biroul fostului prefect. După care m-am prins, are o treabă, că m-am prins și m-am pornit, m-a dat afară. Dan Ilie Morega spune că doar a împins-o și a început să amenințe jurnaliștii. Corect. Am împins-o, n-am lovit-o. Să meargă la mele, dacă am împins-o. Că și nemernicul ăsta. Împreună cu ea trebuie să la București. Răzi de penal. Veți răspunde toți, penal. Consiliul Național al Audiovizualului a cerut poliției să investigheze cât mai repede cazul jurnalistei agresate. Morega a fost dus la audieri. La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție sprijinit de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Gorj. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe. Incidentul pentru care a chemat presa s-a întâmplat seara trecută în Târgu Jiu. Fostul prefect, care are 78 de ani, a fost surprins la volan, deși nu are dreptul să conducă de la începutul lunii februarie. În plus, el a și lovit o mașină care era parcată. Asta i-a adus lui Morega al 6-lea dosar penal. Recent, Morega a fost plasat sub control judiciar după ce a fost prins în timp ce conducea în București fără permis. Morega a fost internat la secția de psihiatrie a Spitalului Județean din Târgu Jiu. Medicii i-au recomandat ca timp de 6 luni să nu mai urce la volan, însă nu le-a ascultat sfatul, a continuat să conducă, odată chiar cu girofar pe mașină. Avem un centru performant pentru coordonare, comunicații și intervenție în situația unor dezastre. Aflați imediat la Focus cine a construit acest centru performant și ce dotări are. Nicu Kovac, liderul formației Phoenix, a fost operat de urgență pe creier la Timișoara. Muzicianul s-a simțit rău mai multe zile, iar după ce și-a făcut investigațiile imagistice, medicii au stabilit că este necesară o intervenție chirurgicală. Cum a decurs această intervenție și care este acum starea lui de sănătate, ne spune de la Timișoara Ovidiu Vărădeanu. Bună seara, Ovidiu! Bun găsit, au fost momente grele pentru liderul legendarei formației Phoenix, compozitorul și interpretul Nicu Kovac, în vârstă de 76 de ani, a fost operat astăzi de urgență la Spitalul Județean de aici din Timișoara. Problemele de sănătate a lui Nicu Kovac au apărut în urmă cu aproximativ 2 săptămâni, atunci când liderul trupei simbol a Timișoarei a început să simtă că îi amorțește fața. Apoi a început să-i se încețoșeze vederea și chiar să vadă dublu. A făcut un RMN, iar rezultatele au indicat o problemă gravă de sănătate. Diagnosticul pus de specialiștii de la secția de neurochirurgie a fost proces expansiv intracranian. Apoi, printr-o intervenție care a durat aproximativ 6 ore, a fost extirpată chirurgical o tumoră de pe creier, iar probe de informațiune au fost trimise la laborator. Analizele vor arăta dacă aceasta este de natură malignă sau benignă. Operația a decurs bine, iar evoluția
stării de sănătate a lui Nicu Kovaci este bună. Acesta este încă intubat pe secția de ATI a Spitalului Județean, însă, potrivit medicilor, ar putea să fie detubat și să fie mutat peste câteva zile într-un salon al secției de neurochirurgie. Atât deocamdată de aici. La revedere! Arian, băiatul de 2 ani din județul Botoșan, care a supraviețuit singur mai mult de o zi într-o pădure, a fost externat. A ieșit din spital în brațele mamei, care cu lacrimi în ochi a mulțumit din nou celor 3 eroi care l-au găsit, precum și tuturor celor care s-au alăturat căutărilor. Ești un curajos, pa. Arian? Pa. Ne dai un pupic? Pa, pa. Căutat de o comunitate întreagă, copilul a fost găsit într-o pădure din apropierea casei sale la 25 de ore de la dispariție. Era înghețat și înfometat. A fost imediat internat în secția de pediatrie a Spitalului Județean Botoșani. Acolo, medicii l-au pus imediat pe picioare. Astăzi a putut să meargă din nou acasă. Hello. Hello. Cum vă simțiți că mergeți acasă? Foarte bine, suntem foarte obosiți, dar suntem bine acum. Deși au încercat să afle de la Arian cum a ajuns în pădure, părinții spun că încă au foarte multe lucruri care nu le sunt clare. Sunt însă fericiți că băiatul a fost găsit în viață. Ce a fost acolo la Tudor? Nu știu, nu am cuvinte, dar sunt uimită de felul cum oamenii au sărit în ajutor și toate departamentele, de la poliție, pompieri și toți cei care au ajutat, nu știu, au fost... Nu știu, nu am cuvinte. I don't know how I thanks for all these people. I don't know, I can't express my words. Mama lui Arian mai spune că instinctul său de mamă i-a spus că fiul său va supraviețui încercării la care a fost supus. Am avut încredere și tot timpul am simțit, și eu din inima mea ca de mamă am simțit, pentru că mereu mă rugam la Dumnezeu și am simțit că acolo știam că este în viață. După toată aventura prin care a trecut, părinții sunt deciși acum să-l ia pe Arian cu ei în Anglia, acolo unde amândoi lucrează. Războiul primarilor din București se mută în instanță. Primarul sectorului 3 a depus o plângere penală împotriva primarului general. Robert Negoiță îl acuză pe Nicu Șordan că și-a pus angajații să nu aprobe proiectele de dezvoltare din sectorul pe care îl administrează. Nicu Șordan a răspuns ironic, făcând aluzie la dosarele lui Negoiță. Cu armată de angajați ai primăriei alături, Robert Negoiță a ajuns dis de dimineață la parchetul general cu un scop precis, să depună o plângere penală împotriva lui Nicu Șordan. Acum, astăzi, eu am aici o plângere penală împotriva primarului general și împotriva persoanei fizice care se numește Nicu Șordan de abuz în serviciu și instigare la abuz în serviciu. De ce? Avem proiecte ale primăriei sector 3 transmise de ani de zile către primăria generală, proiecte care n-au fost promovate niciodată. E vorba despre două proiecte prin care edilul sectorului 3 vrea să modifice infrastructura rutieră din fața primăriei de sector. Un proiect despre care Robert Negoiță spune că este blocat de primăria generală este lărgirea străzii Dudești pe o porțiune de aproximativ 500 de metri. De asemenea, el își dorește ca șoseaua Mihai Bravu să fie trecută în administrarea primăriei sectorului 3 pentru a putea fi realizate cele 3 pasaje rutiere pe care edilul vrea să le construiască de-a lungul bulevardului. Legea prevede așa, în momentul în care ai un proiect, primăria e obligată ca în termen de 30 de zile să dea aviz pentru a intra în Consiliul General. Avizul poate fi favorabil sau negativ, dar el trebuie să existe. Primăria sectorului 3 a început lucrările pe calea Dudești acum câteva zile. Muncitorii n-au avut însă autorizație de la municipalitate, iar polițiștii locali i-au oprit. Lărgim cu încă o bandă și ieșirea de pe Dudești și intrarea de pe Dudești. Avem niște inși trimiși de primarul general, poliția de la municipiul București, uitați aici, vin grămadă peste oameni, nu-i lasă să lucreze. Noi am început conform discuțiilor cu primăria generală, avem și corespondență, am aici documentele, am început o lucrare acolo pe care dânsii nu ne-au lăsat să o finalizăm și nu ne lăsau să refacem. Toate lucrările pe care el încearcă să le facă și în fața primăriei sunt ilegale. Acel teritoriu nu-i aparține, nu este în administrare. El nu are nici celelalte avize. Dacă vă uitați, el a tăiat niște cabluri, a mutat niște stâlpi,
a tăiat niște copaci, nu a ținut cont de absolut nimic, nu are aviz de mediu. Primarul general nu a stat pe gânduri și i-a dat replica lui Robert Negoiță. E un om foarte curajos, îl felicit. Să se apropie de parchet singur, foarte curajos, a spus Nicușor Dan zâmbind. În ultimii 4 ani, scandalurile dintre cei doi s-au ținut lanț. În urmă cu aproape un an, Robert Negoiță a plantat mai mulți palmieri în centrul orașului. Arborii au fost ulterior scoși de primăria generală la ordinul lui Nicușor Dan. În noiembrie 2023, cei doi s-au înfruntat față în față în timpul unor declarații pe care Nicușor Dan le-a dat în parcul Iore. Crucea Roșie Română are de astăzi un centru de coordonare pentru intervenții la dezastre naturale. De acolo se vor putea coordona activitățile din teren mai rapid și mai eficient, spun reprezentanții organizației. Odată cu deschiderea, a fost făcută și o simulare de răspuns în caz de inundație. Scenariul următor este unul fictiv. Vă rugăm să ne comunicați situația operativă la nivelul județului dumneavoastră. Sunt coordonatorul departamentului de dezastre al Crucii Roșii, filiala Giurgiu. Inundațiile provocate de revărsarea Dunării au produs afectări materiale în comuna Oinacu, satele Comasca și Branița, iar tot aici avem și 200 de persoane evacuate. Dunărea a inundat localități din 3 județe, Telorman, Giurgiu și Călăraș. Din fericire, este vorba doar despre un scenariu. Cei de la Crucea Roșie Română se pregătesc astfel pentru coordonarea în caz de calamitate. Ce vă putem sprijini în acest moment? Totul se întâmplă în Centrul Național de Coordonare și Comunicații pentru Intervenții la Dezastre, pe care organizația l-a inaugurat. Vom lucra mai integrat. Timpii de răspunse vor scurta. Toate informațiile vor fi centralizate, astfel încât, să zic, se vor evita frecventele discrepanțe care apar în momentul când răspunzi unei situații de urgență. Fie că n-ai toate informațiile într-un loc, fie că durează să le strângi. Scopul? Iei decizia corectă și cea mai eficientă pentru persoanele afectate în momentul în care s-a întâmplat. În caz de calamitate, organizația umanitară va putea oferi și hrană pentru până la 1500 de oameni prin bucătăria mobilă. Poate fi deplasată oriunde pentru pregătirea mâncări și servirea către beneficiari. Și aici nu vorbim doar către cazuri sociale, vorbim în principal și cel mai important pentru noi este pentru a acoperi partea de servire a mesei în taberele de sinistrați sau în taberele de refugiați. Crucea Roșie Română oferă sprijin autorităților în caz de situații de calamitate. Cine are parte de carte are și viitorul asigurat. Accesul la educație nu este întotdeauna un lucru ușor de obținut dacă te-ai născut într-o zonă defavorizată. Unii elevi îndură frigul din clase și au condiții precare de igienă. Șansa celor ca ei se numește Asociația Bookland, care ridică de la zero clase și le dotează cu tot ce este nevoie. Vedeți povestea școlii din Copăceni, în județul Cluj, în câteva minute. Nicolae Ceaușescu încă n-a dispărut din mințile politicienilor români. Săptămâna trecută, ministrul Agriculturii Florin Barbu, membru PSD, s-a arătat nostalgic după domnul Ceaușescu, așa cum l-a numit într-un interviu. Acum spune că a glumit, însă ține să menționeze că fostul dictator a făcut și lucruri bune, drumuri, clădiri, sisteme de irigații și alte mărețe realizări. Prezent în emisiunea Insider Politic, ministrul Agriculturii a explicat în amănunt cum se raportează la Nicolae Ceaușescu. În istorie scrie că a fost președintele României, pe de altă parte a făcut foarte mult rău, suntem conștienți de acest lucru, dar sunt și lucruri bune și să le trebuie luate în seama aceste lucruri, pentru că sunt drumuri pe care mergem acum, sunt clădiri în care funcționăm și noi și Guvernul României, cât și alte instituții subordonate, sunt realizate sisteme de irigații pe care noi le reabilităm. Nu sunt nostalgic. Deci nu după nostalgic, după regimul comunist. Sper că la sfârșitul lunii mai, iunie, când voi începe lucrările la canalul Sire-Bărăgan, să nu mă acuze cineva că continui un proiect al lui Ceaușescu. I-a spus domnul nostru președinte, dacă ar învia Ceaușescu, v-ar pune la colț cu mâinile ridicate, că era tovarăș atunci, nu trebuie să aveți atitudine în astea mici burgheze. Asta era ironia, am înțeles. Dar eu consider că numai oamenii inteligenți văd.
Cât va costa mielul de Paște, va plafona guvernul prețul la cozonac, se vor închide hipermarketurile în zilele de sâmbătă și duminică, vor crește subvențiile pentru fermieri. Aflați răspunsurile mâine începând cu ora 12 în emisiunea Insider Politic, moderată de Sebastian Zacman. Cu calificarea în buzunar tricolorii lui Edi Iordănescu și încep turneul de pregătire pentru Euro 2024. Astăzi vor întâlni selecționata Irlandei de Nord. Meciul va fi difuzat în exclusivitate în România de la 21:45, bineînțeles, aici la Prima TV. Alături de mine este Costi Mocanu. Bună seara, Costi. Salut. Meci greu? Nu. E frumoasă reîntâlnirea cu suporterii, cu atmosfera, cu echipa, cu optimismul, cu speranța. Deja venim zâmbitori la meci și ăsta este un lucru minunat. Meci de pregătire pentru campionatul european, acolo unde trebuie să mergem cu gânduri mari. S-au câștigat cumva unii pe alții? Publicul a câștigat echipa, echipa a câștigat publicul după ultimele meciuri? Mai degrabă echipa a adus publicul lângă ea și ne-a dat multora dintre noi, inclusiv nouă comentatorilor, o palmă prin profesionalism, prin promovarea grupului atât de insistent pus în valoare de Eduard Iordănescu. E o echipă care joacă. Și îi spuneam cuiva, vorbeam chiar între noi, marea reușită a acestei calificări nu este neapărat excursia asta pe care o vom face în Germania. Sper că nu e doar o excursie. Bineînțeles. Cât faptul că, știi, mergem și nu mai suntem învinși dinainte. Nu mai vezi de lăsare, nu mai vezi un sentiment de bă, n-avem ce face. Ăștia suntem mai buni decât noi. Da, nu. Nu, mergem și ne batem. Vedem în seara aceasta în teren tot lotul rulat cumva de către Edi Iordănescu, adică... Nu vor fi toți, nu vor juca toți. Sunt mulți jucători care la echipele lor de club au probleme în sensul că nu prind multe minute. Uite, Drăgușin, moldovan, va juca probabil în seara asta, va fi portar. Dar el de când a plecat la Atletico Madrid n-a jucat nicio secundă. Rațiu a jucat vreo 80 și ceva de minute în tot anul, până acum, deci în vreo 3 luni și ceva. Vor fi multe probleme, dar mai e un meci. Mai este și meciul de marți cu Columbia la Madrid. Este încă timp pentru un rulaj. Iar până la europene vor mai fi alte două meciuri. Îți mulțumesc foarte mult. 21:45, Prima TV. Prima, sigur. Îți mulțumim foarte mult. De astăzi, de la ora 20, Dan Bucura vă așteaptă să vedeți România Reală pe Prima News. În prima ediție a emisiunii, invitat este Cătălin Cârstoiu, medicul pe care mizează PNL și PSD pentru a câștiga primăria capitalei. Așadar, nu uitați, în fiecare vineri, de la ora 20, vedeți România Reală pe Prima News. Cine are parte de carte are și viitorul asigurat, însă nu de puține ori. În România, școala devine un chin atunci când copiii sunt nevoiți să suporte frigul din clase și lipsurile de la materiale didactice până la minimele condiții de igienă. Asociația Bookland a ajuns și în Cluj, în localitatea Copăceni, unde au ridicat de la zero clase dotate cu mobilier modern și condiții de studiu la standarde europene. Totul a durat doar câteva luni, iar acum este rândul unei școli din județul Ilfov să fie renovată. Dacă știți o școală care are nevoie de ajutor, scrieți-ne, pentru că Prima TV și Asociația Bookland îi vor da o față nouă. Suntem la Copăceni, județul Cluj, la 20 de kilometri de Cluj-Napoca. La prima vedere, pare că suntem într-o școală din străinătate. Totul e nou și primitor. Însă lucrurile nu au stat mereu așa. Acest corp de clădire, care se vede în spate, era cel mai vechi, nereabilitat, înființându-se și clasa pregătitoare. Sălile s-au împărțit, erau foarte mici, erau doar jumătăți. Nu arătau așa cum arată acum, clar. Este și mare, mare nevoie aveam de reabilitare. Oricât s-au reparat pereții așa parțial, se tot crăpau. Lipsa de spațiu pentru o mare parte din elevii de clasele 1-4 a fost marea problemă și o adevărată provocare pentru această școală. Cei de la Bookland nu au stat pe gânduri și au ridicat de la zero un corp nou. Iar copiii au fost super încântați. În prima zi, când au intrat în sala lor de clasă, au transformat-o într-o zi de sărbătoare și au comandat pizza, suc și au sărbătorit. Da, îmi place, pentru că clasa este nouă, frumoasă, are multe, multe culori, avem tablă și avem foarte multe și scaunele sunt foarte confortabile. Înainte nu era așa de spațioasă și nu era
prea frumoasă. Clasele sunt acum colorate, pline de viață, iar elevii sunt bucuroși că pot învăța în asemenea condiții. Cum ți se pare ție că arată școala ta? Frumoasă. Spațioasă și mă simt în siguranță că este nouă această clădire. Datorită asociației Buclen, procesul instructiv educativ este unul mult mai ușor pentru elevi. Ei învață în săli de clasă spațioase, viu colorate, ceea ce le conferă emoții pozitive și o motivație suplimentară în procesul de învățare. Prima TV și Buclen caută acum o școală din județul Ilfov care are nevoie de reparații și îmbunătățiri. Puteți oferi indicii în campania care este disponibilă atât pe buclen.ro cât și pe primatv.ro. Rusia admite pentru prima oară în ultimii 2 ani că este în război cu Ucraina. Operațiunea specială s-a transformat în război după ce Occidentul a intervenit pentru sprijinul Ucrainei, a explicat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Astăzi, pentru a doua zi consecutivă, armata rusă a lovit din nou infrastructura energetică a Ucrainei și a provocat pene de curent și numeroase pagube materiale. În acest moment, rețeaua energetică a Ucrainei primește asistență de urgență din partea României, Poloniei și Slovaciei. По сути, после того, как коллективный Запад вступил, это превратилось в войну для нас. Это не связано с какими-то юридическими изменениями. Это специальная военная операция де юре, но де-факто, фактически, для нас это превратилось в войну после того, как коллективный Запад все больше и больше напрямую повышает уровень своей вовлеченности в конфликт. Rusia a atacat masiv pentru a doua zi consecutiv infrastructura energetică a Ucrainei. Forțele Kremlinului au lansat peste 150 de rachete și drone. Primarul orașului Zaporojie spune că atacurile au ucis o persoană și au rănit alte 14. Ministrul energiei din Ucraina a declarat că e cel mai mare atac asupra infrastructurii energetice din țara sa din ultima perioadă. În Harkov s-au auzit cel puțin 15 explozii care au provocat întreruperi parțiale de curent. Primarul orașului a anunțat că n-au fost victime, dar 700.000 de consumatori au rămas fără electricitate, iar unele dintre pompele de apă ale orașului s-au oprit din cauza atacurilor. Medicii de la un spital din Statele Unite au făcut primul transplant de rinichi de la un porc modificat genetic la om. Beneficiarul este un bărbat de 62 de ani care suferea de o boală renală în stadiul terminal. Medicii care au efectuat transplantul au anunțat că pacientul se recuperează bine și se așteaptă să fie externat în curând. Pacientul este Richard Sleiman. El a primit un transplant de rinichi uman la același spital în 2018, după 7 ani de dializă. Organul a cedat după 5 ani, iar omul a fost nevoit să reia tratamentele de dializă. Noul rinichi a fost furnizat de eGenesis din Cambridge, de la un porc care a fost modificat genetic. Au fost eliminate genele care ar putea fi dăunătoare pentru om și anihilați anumiți viruși specifici porcilor care au potențialul de a infecta oamenii. There's so many unknowns. This is the first time we're doing. So human transplant is not going to go away. But you've just heard from all of us how challenging it is for many of our patients being on dialysis that they don't have the option of having a human kidney. So while the human kidney would be ideal, we feel strongly that xenotransplantation sounds a reasonable option for these patients, either as a bridge or hopefully in the future as being the permanent treatment. CEO-ul eGenesis, Mike Curtis, a declarat pentru Reuters că a testat transplanturi modificate genetic pe primate de câțiva ani și, prin urmare, a fost încrezător că poate funcționa cu succes și pe un pacient uman viu. So taken together, we edit the porcine genome with 69 edits. That produces an organ that avoids hyperacute rejection, promotes long-term graft survival, and reduces or improves the safety of the organ inside a patient. That's the nature of the kidney, the edits that we did to the kidney that was transplanted on Saturday. Medicamentele folosite pentru a ajuta la prevenirea respingerii organului de porc de către sistemul imunitar al pacientului au inclus un anticorp experimental numit tegoprubart, dezvoltat de Eldon Pharmaceuticals.
We still don't know how many years these kidneys can survive, but according based on the our preclinical research, we are aiming at years, at least for more than two years. In the best case scenario, but still we have to be careful. Potrivit autorităților medicale din SUA, cel puțin 100.000 de americani așteaptă un organ pentru transplant, iar cererea pentru rinichi e cea mai mare. Fica lui Sinead O'Connor, Roisin Waters, a uimit publicul cu o interpretare spectaculoasă a unei melodii care a făcut-o celebră pe mama ei. Totul despre reacția publicului imediat după publicitate. Revenim în 5 minute. Viața lui Donald Trump a devenit subiect de musical. Five, the parody musical, este un spectacol care face furor pe Broadway și are ca personaje principale femeile din viața fostului președinte american. Ivana, Ivanka, Marla, Melania și Stormy. Povestea muzicală se concentrează pe o întrebare. Care dintre cele cinci a avut cel mai important rol în viața lui Donald Trump? Spectacolul de 80 de minute a fost inspirat din scenariul piesei Six, în care erau satirizate femeile lui Henry al VIII-lea. Datorită succesului de care se bucură la public, punerea în scena spectacolului a fost prelungită cu încă 4 săptămâni. Fica lui Sinead O'Connor a uimit publicul cu o interpretare spectaculoasă a piesei Nothing Compares to You, piesa care a făcut-o celebră pe mama ei. Roisin Waters a apărut de sculță pe scenă și a strânit ropote de aplauze după interpretarea piesei. Interpretarea fiicei lui Sinead O'Connor a avut loc într-un concert omagia la Carnegie Hall. Luna trecută, O'Connor a fost nominalizată postum pentru Rock and Roll Hall of Fame 2024. Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. În scurt timp începe Flash Monden, iar de la 21:45 Naționala României joacă un amical tare pe Arena Națională împotriva Irlandei de Nord. Bineînțeles, vedeți la Prima TV meciul. De la ora 20 pe Prima News începe România Reală cu Dan Bucura. De la ora 20 începe și amicalul Ungaria-Turcia, care va fi pe Prima Sport 1. Spania va întâlni Columbia pe Prima Sport 2 de la ora 22:30 de minute, iar Olanda-Scoția va începe la 21:45 pe Prima Sport 3. Vreau să aveți o seară și o noapte așa cum vă doriți. Program disponibil pe primaplay.ro.